A fost semnat procesul verbal de recepție a lucrărilor realizate la parcarea din imediată apropierea bazinului de înă din drobeta Turnu-Severin. Acest obiectiv este realizat de Consiliul Județean Mehedinți și completează investiția bazinului, fiind foarte utilă pentru cei care vor merge la bazin, dar și pentru cei care au alte activități în zonă. Reabilitarea bazinului de înot din Drobeta Turnu Severin este un vis al tuturor locuitorilor din această zonă, fiind unul dintre cele mai importante proiecte implementate în orașul nostru. Parcarea este una modernă, cu o suprafață de 5.000 de metri pătrați, iar aceasta deține 111 locuri de parcare, 7 din acestea fiind pentru persoane cu dizabilități, alte două pentru autocare, iar restul 102 pentru autoturisme. Parcarea este iluminată cu sistem de preluare a apelor pluviale. Și bineînțeles, parcarea este dotată cu bariere de acces. Pe parcursul zilelor următoare se realizează probele pentru utilități, dar și cele de alimentare cu apă în cazul bazinului. Obiectivul va fi deschis după ce Compania Națională de Investiții va finaliza procedura de recepție a lucrărilor și va preda imobilul Consiliului Județean Mehedinți. A transmis președintele Consiliului Județean Mehedinți la din Georgescu. Intrarea se efectuează pe Bulevardul Revoluției, iar ieșirea în strada Gheorghe Șincai. Totodată s-au realizat trotuare și spații deoarece Consiliul Județean Mehedinți își dorește ca acest loc să fie unul îngrijit, care va completa armonios zona. Consiliul Județean și a dorit ca acest proiect să fie finalizat cu succes, întrucât locuitorii orașului, cât și cei ai județului, să se poată bucura de mult așteptatul bazin de înot, cât mai rapid, iar cei ce îl vizitează să aibă un loc sigur de parcare, care nu va deservi doar vizitatorilor bazinului de înot, ci și persoanelor care vor avea nevoie de un loc de parcare în acea zonă.